Noi nu vom face o rectificare bugetară în iunie, nici nu o să avem bani ca să plătim tot acest transport local. În condițiile în care știți foarte bine, n-am votat bugetul, tocmai pentru că l-am criticat în primul și în primul rând pentru lipsa de investiții, pentru lipsa de viziune, pentru lipsa de, cum să vă spun, de sume considerabile care să fie alocate pentru terminarea lucrărilor începute. Pentru că și asta e un lucru care ne supără pe toți. Începi 10 investiții, te întinzi cu ele pe 3-4 ani, provocând deranjul multor cetățeni a municipiului, vezi Micești, vezi Partos, vezi Bărăbanți, și în loc să aloci bani să finalizezi aceste lucrări și după aceea să începi altele, culmea mai bugetezi altele cu nici 10%, vezi parcul de skateboard și altele care, sigur, trebuie făcute și ele. Dar în condițiile astea, în cât timp se vor termina aceste investiții? Și atunci, sigur, noi, odată, am cerut și vom insista și ne vom lupta în continuare pentru alocarea banilor acolo unde este nevoie și categorii pentru reducerea cheltuielor. Iar cea mai mare cheltuială din bugetul local este acest transport, această subvenție la transportul local. Acum dați-mi voie să vă spun că în această perioadă am încercat puțin să mă documentez ce se întâmplă în alte orașe cu transportul local. Bun, la ora asta m-am interesat de orașele din județul Alba. Vreau să vă spun cu stupoare că am constatat că la Sebeș nu este niciun leu subvenție, la Blaj nu este niciun leu subvenție, la Iud nu este niciun leu subvenție. Vă dau exemplu de trei orașe și cu Giru niciun leu subvenție. Deci am 4 orașe din alt, sigur orașe mai mici, în care municipalitatea nu, sau administrația locală nu cheltuiește niciun leu cu subvenția pe probabil o să-mi spuneți sau o să spună unii din cetățenii noștri că nu este la același standard cu Alba Iulia. Sunt absolut de acord. Dar trebuie să încercăm să facem un raport performanță-cost între prestarea de serviciu și cheltuiala. Și exact cum zicea Simone Albani, de ce atunci să nu se bucure toți cetățenii de gratuitate în aceste condiții de cheltuială hazardată, de gratuitate și tot am ieșit mai ieftin cu autobuze închiriate decât în aceste condiții, cu 10 lei aproape costul pe kilometru. Da? Da. Și un cost total anual de circa 23.600.000, dintre care noi trebuie să suportăm 18 milioane de lei, adică fost 180 de miliarde. Vă mai spun ceva. În momentul de față, un bilet costă, o să coste, că înainte a fost 1,80 lei, acum o să ajungă la 2 lei. Pentru să fie rentabil transportul public, să nu mai plătim noi niciun fel de subvenție, trebuie să coste 7 lei biletul. Adică vorbim de o sumă uriașă. Vorbim de circa 1,60 euro, 1,70 euro, adică mult mai scump decât costă la Roma, mult mai scump decât costă la Milano și la acest nivel cât ce costă la Paris. În încheiere, că aș vrea să las și pe ceilalți colegi, vreau să vă spun următorul lucru. Acum, și ca lider de grup, ca să zic așa, la USL, sigur sunt profund dezamăgit că acest proiect de hotărâre a trecut până la urmă cu concursul a doi colegi din USL. Știți foarte bine, consilierii PSD Vasile Crișan și Ovidiu Jidvean. Noi, sigur, am avut discuții și înainte de ședință, ne-am exprimat poziția. Ați văzut că marea majoritate dintre noi nu ne-am opus, ci ne-am abținut la acest proiect de hotărâre, conștienți fiindcă acest transport, cum să vă spun, sau acest serviciu e necesar pentru cetățenii din Alba Iulia. Această subvenție este necesară pentru pensionari, persoane cu handicap și veterani de război, dar nu la aceste costuri. Deci nu putem, nu știu, pe mine și pe colegii ăștia... Și atunci de ce au votat pentru cei deci, de colegi? Deci, îmi exprim clar, pe care publică, le-am spus-o și personal, nu sunt un tip care să umblu, cum să vă spun, pe la spate cu povești, le-am spus-o și clar, sunt dezamăgit de votul dânșilor. Culmea, a înțeles importanța acestui vot, domnul viceprimar de la Partidul Poporului Dan Diaconescu, domnul Dorin Șerdean, care s-a abținut și cu votul a doi dintre consilierii, ca să zic așa, opoziției la nivel local, a trecut acest proiect de hotărâre. Sigur, dânsii justifică și probabil ați văzut sau v-au și spus, cred că bănuiesc că i-ați întrebat, că este un contract în vigoare care trebuie respectat, că nu putem să lăsăm orașul fără transport. Ei, vreau să vă spun că
Această amenințare cu lăsat orașului fără transport este absolut puerilă. Eu vreau să vă spun următorul, că eu eram pregătit și pentru acest lucru. Pentru că am primit o somație că în data de 16, respectiv data de ieri, dacă nu va trece acest proiect de hotărâre, se va asista transportul local în Alba Iulia. Vreau să vă spun următorul, eram foarte hotărât să facem o adresă prefecturii, ca domnul prefect, până la litigiu, până se va hotărâ în instanță litigiu, da, dintre Consiliul Local și prestatorul de sau dintre AIDA, mai exact, și Consiliul Local, că așa este corect, să lanseze invitația la 3-4-5 firme din țară să vină să presteze servicii de transport la Alba Iulia. Vreau să vă spun că cel puțin 3 sau 4 firme ar fi putut să facă acest lucru și în condiții mult mai avantajoase pentru bugetul local. Deci aceasta